Îți plac globulețele tricotate? Rămâi atunci alături de mine ca să-ți arăt pas cu pas cum se fac. Pentru a tricota un glob vom avea nevoie de fire. Puteți alege ce culori vreți și ce fire doriți. Eu am aici microfibră. Vom avea nevoie de andrele de 2 sau 2,5. Eu voi lucra cu andrele de 2,5. Vom mai avea nevoie de o forfecuță, de un ac de cusut, de niște mărgeluțe sau o altă culoare de fir. Eu voi folosi alb și voi folosi și firul, voi folosi și câteva mărgeluțe. Acestea sunt semi-mărgeluțe, vă arăt. Nu sunt rotunde, partea asta este plată. Și așa, astfel se va așeza foarte bine pe glob. Haideți să începem. Voi face un glob roșu. Am uitat să vă spun că eu voi lucra globul pe această bilă de polistiren. Dacă nu aveți, nu este nicio problemă. Puteți să umpleți, după ce terminăm de tricotat, puteți să umpleți cu, să folosiți umplutură superbal. Asta am un capăt mai lung. Fac o buclă. O pun pe ambele andrele, trag ușor, iau firul care vine din bobină pe degetul arătător, cel pe care l-am lăsat mai lung capătul, îl prind aici în palmă, introduc degetul mare sub el și andrelele, fac ca și cum aș face aici o buclă, introduc andrelele pe sub prima buclă, iau firul și scot. Vom monta astfel 15 ochiuri. Numărăm și bucla pe care am format-o prima dată. O luăm în considerare ca și ochi. Avem 3 ochiuri, continuăm până la 15. Când am montat 15 ochiuri, vom lega aici să nu se desfacă. Scoatem ușor o andrea. Vom lucra un rând pe dos. Lucrăm și primul ochi. Încercați să lucrați puțin mai strâns, nu foarte strâns încât să vă chinuiți, dar nici foarte larg să se vadă, să fie foarte largi ochiurile. La rândul 2 vom face un rând de înmulțiri. Vom introduce andreaua în ochiul format la rândul anterior. Introducem andreaua din stânga sub fir și vom lucra. Am ajuns la primul ochi pe care îl vom lucra normal și din nou facem înmulțirea în ochiul format la rândul anterior. Și lucrăm ochiul care ar fi trebuit să lucrăm normal. Înmulțim așa până la final de rând. Iar la final de rând vom avea 30 de ochiuri. Am ajuns la rândul 3, îl vom lucra pe dos. Primul ochi doar îl luăm, nu lucrăm. Am ajuns la rândul 4, vom lucra 4 ochiuri. Primul ochi nu lucrăm, dar numărăm. 1, 2, 3. Și acum vom înmulți în bucla asta dintre ochiuri. O ridicăm, o punem pe andreaua din stânga și vom lucra în partea asta din spate. Astfel nu ni se va forma gaură.
Din nou lucrăm 4, 1, 2, 3, 4 și înmulțim în bucla dintre ochiuri. Facem așa până la final de rând. La final de rând, după ce am făcut înmulțirea, vom mai avea încă două ochiuri pe care le lucrăm așa cum sunt. 1, 2. Rândul 5 îl vom lucra pe dos. Luăm primul ochi și lucrăm. Continuăm cu rândul 6, vom lucra 5 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri și vom face din nou înmulțirea în bucla dintre ochiuri. Am încurcat 5 înmulțirea, cu tot cu înmulțire sunt 6. Repetăm. Rândul 7 îl vom lucra din nou pe dos. Am ajuns la rândul 8, vom lucra 6 ochiuri. 1. 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri și vom face înmulțirea în bucla dintre ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și înmulțire. Am ajuns la rândul 9, îl vom lucra pe dos, rândul 10 îl vom lucra pe față, rândul 11 din nou pe dos. La rândul 12 schimbăm culoarea. Lucrez și eu rândurile astea de la rândul 9 până la rândul 11, iar la rândul 12 vă arăt cum schimbăm culoarea. Am ajuns la rândul 12, am pregătit aici cealaltă culoare. Las un capăt puțin mai lung, fac o buclă iau andrelele, iar aici în loc să prind firul roșu voi prinde bucla. Deci lucrăm întotdeauna când schimbăm culoarea, lucrăm și primul ochi. Trag ușor, trag de firul roșu, pun puțin andrelele jos, trag și de firul mov puțin, iar capătul scurt al firului mov îl voi înoda de cel roșu ca să fiu sigură că nu se desface. Firul roșu îl puteți tăia sau îl puteți lăsa, pentru că vom continua din nou cu el după ce terminăm cu movul. Acum continuăm cu mov și lucrăm rândul 12 pe față, rândul 13 pe dos, apoi din nou pe față, pe dos, până când ajungem la rândul 17. Rândul 17 îl lucrăm și pe el tot cu mov. Apoi vom schimba din nou culoarea. Fac și eu și vă arăt imediat cum schimbăm din nou culoarea. Am terminat rândul 17, așa arată. Acum voi tăia capătul mov
și îl voi lăsa puțin mai lung pentru că îl voi folosi să cos mărgeluțele. Mărgeluțele vor fi cusute pe partea asta mov, da? Pe partea din mijloc. Iar acum, dacă ați tăiat firul roșu, faceți din nou buclă și începeți cum am început aici la rândul 12, când am schimbat culoarea. Dacă nu l-ați tăiat, acum firul mov va rămâne aici în interior, firul roșu va fi aici pe exterior, vă arăt imediat, va rămâne chiar primul, da? Movul este sub cel roșu, da? Și acum vom lucra primul ochi cu roșu. Vom lăsa puțin andrelele jos și vom trage de fir firul roșu de aici, astfel încât partea asta pe care am făcut-o cu mov să nu fie să tragă, da? Să lăsăm, să nu tragem de fir, astfel încât partea asta să se adune. Așa. Când m-am asigurat, mai bine să fie mai larg, da, decât să strângem. Când m-am asigurat că firul roșu este destul de larg, îl voi lega de cel mov. Voi face din nou un nod aici. Și acum sunt în siguranță să continui cu firul roșu pentru că nu mi se va desface. În caz că ochiul acesta vă este prea larg, puteți să mai trageți puțin de el, dar se va așeza când vom coase. Dacă l-am legat, i-am făcut nod, sigur nu se va desface, da? Uite, ca să fim siguri și să fie așa cât vrem noi, putem lega firul mov și de firul roșu, cel care a rămas de la partea anterioară. Trag de fir astfel încât să am ochiul cât mai strâns, adică aproape strâns pe Andreea, și voi lega firul mov. Voi face un nod. Data asta e totul în regulă. Și acum vom continua să lucrăm rândul 18 cu firul roșu și rândul 19 la fel cu rândul roșu, cu culoarea roșie. Iar la rândul 20 vă arăt cum vom face în continuare. Deci rândul 18 lucrăm pe față, rândul 19 lucrăm pe dos, de acum nu vom mai schimba culoarea, vom continua tot cu roșu, iar la rândul 20 vă arăt imediat cum continuă. La rândul 20 vom lucra 5 ochiuri, 1, 2, 3, 4, 5, iar următoarele două ochiuri le vom lucra împreună. Facem scăderi, da? 1, 2, 3, 4, 5 ochiuri lucrate și apoi o scădere. Rândul 21 îl vom lucra pe dos. La rândul 22 vom lucra 4 ochiuri. 2, 3, 4 și vom face o scădere. Lucrăm 2 ochiuri împreună. 1, 2, 3, 4 și vom face o scădere. Rândul 23 îl vom lucra pe dos.
La rândul 24 vom lucra 3 ochiuri. 3 și vom face o scădere. Lucrăm 3 ochiuri. 1, 2, 3 și facem o scădere. Și continuăm. Rândul 25 îl vom lucra pe dos. Am ajuns la rândul 26. Vom lucra 2 ochiuri. 1, 2 și vom face o scădere. Din nou, lucrăm 2 ochiuri. 2 și facem o scădere. Lucrăm așa tot rândul. Ne apropiem de final, rândul 27 îl lucrăm pe dos. La rândul 28 vom lucra un ochi și vom face o scădere. Lucrăm un ochi, facem o scădere. Am ajuns și la ultimul rând, rândul 29, îl vom lucra pe dos. Acum, după ce am terminat rândul 29, lăsăm un capăt mai lung. Ne va trebui ca să coasem. Introducem capătul în acul de cusut. Cu acul de cusut vom lua ochiurile de pe andrele. Introducem acul de cusut prin 1, 2, 3 ochiuri, cum vă este mai comod. Tragem firul. Lăsăm andrelele prin care am trecut cu acul de cusut și continuăm până când luăm toate ochiurile de pe andrea. Am pus andrelele deoparte. Acum tragem ușor de fir și ne vom prinde de aici, de capătul de unde am început, da? De unde a fost primul ochi. Introducem acul, tragem astfel încât să închidem gaura aici, da? Ne întoarcem cu acul pe partea cealaltă, pe sub câteva bucle și din nou tragem ca să fim siguri că s-a închis gaura. Mă întorc cu acul pe sub câteva bucle și astfel am securizat, sunt sigură că nu se mai desface. Acum vom ascunde capătul mov, cel cu care am început. Introduc firul în acul de cusut. Și introduc apoi capătul pe sub câteva bucle pe care le-am lucrat pe dos. Trag ușor, nu trag foarte tare încât să adun aici partea asta, primele ochiuri. Introduc din nou pe sub câteva bucle și mă întorc. Și cred că este suficient. Dacă credeți că e nevoie, vă mai puteți întoarce încă o dată. Tai firul. Și acum introduc din nou firul roșu, pentru că vom începe să coasem.
În caz că nu aveți bilă de polistiren, cum am eu, coaseți până la jumatea globului și apoi începeți să umpleți și pe măsură ce umpleți, mai coaseți. Aveți grijă doar ca umplutura să nu fie foarte multă, astfel încât să deformeze lucrul și să nu fie prea multă ca să nu se vadă prin ochiurile lucrate. Potrivesc aici marginile să fie culoare la culoare, să nu fie una mai jos și una mai sus. Și acum încep să cos. Introduc acul aici pe margine, marginea ochiurilor. Trag ușor și vin și în cealaltă parte. Introduc aici în marginea ochiurilor și vin pe sub ele în următorul ochi. Opa. Pe partea cealaltă și tot așa până când ajung la final. Vă arăt imediat cum facem și aici, să rămână firul roșu în interior. Firul mov va rămâne în exterior pentru că vom coase apoi cu el mărgeluțele. Dacă voi nu puneți mărgeluțe, îl ascundeți capătul înainte să începeți să coaseți. Sau și acum. Am cusut aici marginea. Voi lăsa firul mov pe exterior, așa cum am zis. Iar acum voi introduce firul roșu așa pe sub, printre ochiuri pe sub și pe sub el, sub ele, exact cum am cusut și până acum. Trag ușor. Așa. Firul roșu îl țin în interior și introduc acul și pe cealaltă parte. Am uitat să pun bila, știți? De ce rău l-am cusut? Că l-am cusut parcă puțin mai sus cu un ochi decât trebuia. Am fost atentă, chiar atentă. Vedem dacă mai intră bila acum. Ah, uite că a intrat, s-a fix. Trebuia să o pun de la început, am uitat de ea. Așa, vedem unde am ajuns. Continui să cos. Capătul de aici nu-l voi ascunde pentru că voi face din el agățătoarea globului. Am cusut marginea, cum așa arată, am greșit eu aici puțin, l-am prins mai sus, de asta vă spun de fiecare dată să fiți atenți atunci când coaseți și aveți așa schimbare de culoare. Dar nu e nimic, din avion nu se vede, nu-i așa? Acum, ca să închidem gaura asta, vom introduce firul. Aici prin primul rând, ca și cum am însăila, introducem și scoatem, așa, până când ajungem în cealaltă parte. Și tragem ca să închidem cercul. Aici dacă e nevoie. Așa. Și acum mă uit să văd unde am avut unde este firul cu care am început să lucrez
și merg în partea opusă cu firul cu care am cusut. Încerc să fie cât de cât paralele, da? Și acum voi înoda aici, în funcție de cât de mare vreau să fie acățătoarea. Cred că pe aici, pe undeva, este mai bine. Scot acul. Așa. Voi tăia, voi scurta capetele. Așa arată globul nostru până acum. Dacă vă deranjează marginea asta, eventual folosiți o altă metodă de cusut. Pe mine nu mă deranjează, îl voi pune așa să stea mai cu fața. Uite, puteți să alegeți ca agățătoarea să fie, să iasă de aici, din cusătura să fie în mijloc și atunci va rămâne în partea din spate a bradului. Haideți să vedem cum coasem și câteva mărgeluțe. Voi introduce firul pe sub câteva bucle. Ies cu el undeva aici. Să vedem dacă intră acul în gaura mărgelei. Da, uite. Am avut noroc de data asta. Așa. Voi coase mărgeaua aici, mărgeluța, și voi merge puțin mai încolo cu acul, pentru că între aș vrea să fac cu alb. Trag ușor. Uite așa, s-a așezat. Mai pun aici încă o biluță. Nu le voi pune la același nivel, nu țin neapărat să fie la exact la același nivel. Uite, pot să le pun și așa mai în, mai jos. Merg din nou pe sub câteva ochiuri. Am făcut ochișori. Mai pun și aici. Vedeți dacă mărgeluțele sunt plate, cât de frumos se așează. Foarte frumos. Mai pun aici una. Acum că tot am dunga asta aici, profit și cos aici. Voi încheia la fel cum am securizat capetele, voi securiza și aici. Mă întorc pe sub câteva bucle, o dată de două, de trei ori, de câte ori considerați că e nevoie. Voi mai veni încă o dată să vedem pe unde. E puțin inestetică dunga asta, dar v-am zis, dacă nu vă place, puteți găsi folosi altă metodă de cusut și atunci poate nu se va mai vedea chiar așa. Și acum voi încerca să fac un model între mărgeluțe. Iau firul alb. Firul meu alb este în acul solare. Este mai subțire puțin decât microfibra cu care am lucrat, dar la fel de frumos.
este bumbac. Aici fie faceți nod la la fir și îl ascundeți, începeți de pe aici, de pe undeva, fie noi faceți nod, dar vom începe tot de aici și vom ascunde puțin capătul, tot așa, uite, hai să vin mai jos, pe sub câteva fire, ca să-l securizăm, tragem ușor, mă întorc tot pe aici, pe sub câteva bucle. Trag ușor și acum întorc din nou pe sub câteva bucle. Așa, și acum merg în locul în care încep să fac modelul. Voi merge tot așa pe sub bucle ca să nu se vadă firul. Voi face aici un model. Introduc acul aici, în partea de jos, unde sunt V-urile, unde se formează cele două V-uri de, V-ul de la ochi. Număr două V-uri în sus și în al treilea introduc acul pe sub V-uri, pe sub ambele bucle de la V, trag ușor și acum introduc din nou aici în partea de jos de unde am început și merg în următorul loc în care vreau să-l fac. Încerc să caut mijlocul de la, nu știu dacă l-am nimerit chiar exact, trag ușor și iată că s-a format V-ul, nu se vede foarte tare pe mov, cred că putem să fac și aici mai sus, ce ziceți voi? Hai să facem aici mai sus. Merg cu firul pe sub ochiuri și vin undeva aici, în partea de jos a V-ului, am zis, da? Vă arăt imediat pe când ajungem aici și se va vedea mai bine. Număr două V-uri în sus, sub al treilea, voi introduce acul sub o buclă și sub cealaltă. Așa. Trag ușor și vin din nou aici jos de unde am ieșit. Voi veni undeva pe aici, în partea de jos a V-ului. Opa. Iată. Se formează un V mai mare. Și din nou, număr două ochiuri în sus. 1, 2 și în al treilea introduc acul pe sub două bucle, da? Vedeți V-ul aici cum este la mine pe ac. Trag ușor și mă întorc de unde am început. Și din nou mă mut. Și iată cum arată globulețul meu, cu mărgeluțe și model. Dacă doriți, puteți face model, același model și în partea de jos, sau nu mai faceți deloc, sau alegeți alt model. Ce spuneți? Cum vă plac? Ce ziceți de globulețele mele? Veți încerca și voi?
Acesta l-am făcut cu verde, galben și roșu, la fel cu V-urile acestea, doar că mi-am făcut în interiorul dungii galbene. Vedeți cum am prins eu aici agățătoarea? Este la mijloc, la mijlocul liniei, la mijlocul cusăturii, astfel avem partea asta ce se va vedea, iar cusătura va fi în spate. La acesta va fi undeva lateral. Abia aștept să-mi spuneți cum vi s-a părut și dacă veți încerca și voi. Și dacă veți încerca, vă aștept pozele pe grupul Fir de Tricotat Povești ca să ne bucurăm împreună. Mie tare mult îmi place când văd ce ați lucrat. Dacă v-au plăcut meșterelile de astăzi, vă voi lăsa și aici pe ecran un playlist, fie mai ușor să găsiți ideile.